deci de o săptămână mă tot uit în jur, scuip în sân și nu-mi vine să cred, fratelor! Mă, te-a blestemat cineva? Vezi că dacă te-a blestemat cineva nu e bună, trebuie să treci pe la biserică, să știi? Ai, mă, e incredibil ce mi se întâmplă, nu vreau să cobez, să nu stric ceva, că e prea frumos. Ce-am zis eu? E îndrăgostită, deci nu mai poate, e lui Lea Dalida mea. Dar cum îl cheamă, mă? Andu, Alecu, că nu mai știu. Alecu. Auzi, ce nume frumos, ce nume deosebit, Alecu. Îți vine așa, îl pronunț și îți vine miere pe limbă, mă. Auzi, Alecu. Alecu, mă. Asta nu că e îndrăgostită, e ca în clasa 6, în spatele școlii. Doamne, Dalida, ce mă bucur pentru tine, deci nu te-am mai văzut așa. Bă, tu știi cum sunt? Deci de fiecare dată când ieșim la plimbare, mă zici că n-am văzut om pe fața pământului niciodată, mă. Deci l-am și întrebat. Dragă Alecu, ce face o minune de bărbat ca tine în văgăuna asta? Și că a venit să o ajute pe maică-sa, fiindcă tanti Marcela nu se simte foarte bine. Bă, dar nu erau certați? Că eu așa știu, că el a plecat acum 20 de ani, că nu o suporta pe masa. Și s-a întors. Ai văzut ce suflet bun are? Și a călcat pe orgoliu și a venit la maică-sa să o ajute prin gospodărie. Auzi, da, l-ai întrebat ce a făcut 20 de ani în străinătate, cu ce s-a ocupat? Sincer, am vrut să-l întreb, dar după aia m-am gândit că nu se cade. Da, da. În plus, mă bucur de moment, trăiesc în prezent, știi ce zic? Mă, tu auzi pe asta ce zice, mă? Mă bucur de moment, trăiesc în prezent, miere pe limbă. Ce să mai zic, Dalida, du-te, du-te, draga mea, și ia-l de bărbat. Așează-te în genunchi și cere-l, cere-l odată, că așa mă bucur pentru tine. Încă nu, să ne mai obișnuim un pic unul cu altul. Ce fericire trăiește ea, ce fluturi în stomac! E bine că nu te-a călcat încă pe nervi. Dar n-are cum să mă enerveze, de ce zici asta? Da, n-are cum, n-are cum, ai dreptate, nu te mai lua după mine, Dalida, nu te mai lua, te rog eu frumos, că nu eu m-am îndrăgostit de domnul știe tot. Dar ce te uiți, drag, așa? Nu știi că așa-i zice? Domnul știe tot. Ce vrei să spui cu asta, Aspirino? Măi, ce vreau să spun? Dalida, nu te enerva, te rog eu frumos. Dar mie așa mi se pare, că băiatul ăsta le cunoaște el pe toate, le știe el pe toate. Bă, dar este fix problema ta, că tu le ia, ca să nu eu, dar te înțeleg că ești îndrăgostită. Pe cuvânt că te înțeleg. Uite, eu încă nu l-am luat acasă, cu toate că mi-aș dori, doar că mi-ai băgat chestia asta în cap și vreau să știu de ce nu-l suport. Ce ți-a făcut omul ăsta? Am zis eu că nu-l suport! Doamne ferește, dar așa mi se pare că e cam încrezut, cam mândru pentru fierbințiul ăsta. Când, mă? Unde? Dă-mi un exemplu, zi ce-a zis. Bine, mă, zic că ești prietena mea, da? Bun, acum vreo 3-4 zile l-am găsit la poartă la Brânzoi. Stătea cu ăsta de vorbă, da? Și-l bătea la cap pe Brânzoi de gripa aviară, că ce sensibil sunt pui în general. Băi, făcea lui ăsta capul calendar. Noroc că am trecut eu pe acolo și l-am salvat pe Brânzoi. Că asta nu mai ajungea la târg. Mureau găinile în cușcă, de plictiseală, pe cuvânt. Asta-i tot? Că știe lucruri despre găini, animale, păsări? Dalida, ce nu înțelegi? El nu știe numai de păsări, mă, fată. Ăsta știe de covoare, de politică, de fotbal, de tot, de tot. Dar te înțeleg că acum ești îndrăgostită. Mă mir că nu ți-ai dat seama până acum, că tu te prinzi imediat de astea. Scuze că intervin, dar să știi că și eu am pățit-o cu el. Deci acum câteva zile eram la mine acasă, mi-am stors două portocale, că îmi place sucul de portocale. Și am ieșit la poartă, știi, să-l beau liniștită la bancă. Și a trecut asta pe aceea, că ce mai fac, că ce mai zic, că ce beau. I-am zis că beau suc de portocale, e sănătate curată. Și el a zis că nu e sănătate curată, că conține zahăr. Și eu am zis, cum să conțină, mă, zahăr? Că eu n-am pus zahăr în ele. Păi, dar eu nu știu ce am pus în el. Am pus două portocale stoarse. Și el a zis că nu știu eu dacă sucul de portocale conține, ăsta e așa, că a zis că conține zaharuri, ci că pe cale naturală. Eu i-am spus că nu e sănătos la cap și l-am lăsat în pace. M-am dus mai departe să-mi beau sucul liniștită. Dar să știi că mie nu mi-a plăcut, că m-a făcut mincinos. Așa, așa. Nu, zici și tu. De asta nu-l înghițiți voi, că știe cuvinte deștepte și spune adevărul? Măi, Dalida, ce nu înțelegi tu, mă? Băiatul ăsta imediat te corectează, nu poți să zici nimic de el, el le știe pe toate. Jură pe roșu că nu ți-ai dat seama până acum. Fetelor, de fapt, eu cred că voi sunteți geloase și nu știți cum să mi-o ziceți, mă. Dar stați liniștite că vine și timpul vostru. Nu trebuie să-l denigrați pe Alecu. De fapt, Dalida, eu am început pe un ton calm, jos, ca să te fac să pricepi, să înțelegi tu cu căpușorul ăla. Chiar și atunci când ești îndrăgostită, poți să vezi adevărul. Ba, ai denigrare! Ce nu înțelegi? Asta lasă gri în urma lui. Tu nu pricepi că nu poți să ai o discuție normală cu el? De asta le știe pe toate? Le face el pe toate? Păi ce vorbește și de pui și de război și de toate? Așa face, mă? Păi da! Nu corectează când greșești? Te corectează, te rog frumos! Mai vrei cafea? Am palpitații. Bă, eu tot nu înțeleg ce e neregulă cu Alecu. E un bărbat politicos. Aha. E frumos, e deștept. Asta e problema, că te mai corectează uneori când greșești? Nu asta e problema, Dalido, că te mai corectează. Asta-ți dă și peste mână când te corectează. Ce nu înțelegi? Păi nu poți să stai în preajma lui să vorbești cu el, că el preia toată discuția. Săptămâna trecută eram cu maică să la poartă și o întrebam pe femeie de sănătate, ce mai faci, tanti? A apărut ăsta acasă. Ce să zic, i-am dat bună ziua și gata, a intrat în bălării. Bă, nu s-a mai putut discuta cu el, mă, a început să-mi zică că de Taiwan, de China, de că Ungaria nu mai vrea astea gazele de la ruși. Bă, băiatule, mă, eu ți-am dat bună ziua și tu ce faci? Mă, ai cu războaie, cu lupte, cu asta, cu politică, nu mă interesează, pe cuvântul meu. Da, Dalida, încă o dată zic, este fix problema ta. Te rog, nu te mai lua după mine. Deloc, deloc. Ia uite că avem musafiri. Bună, fetelor. Aspirino, vreau să vorbesc ceva cu tine, dar n-am știu că ai companie, așa că hai că mă întorc eu mai târziu. Da, întoarce-te. Să rămână. Bă, Nicule, ia stai așa că trebuie să lămurim o treabă. Da. Ce părere ai tu? Da. Despre Alecul, tanti Marcela Vătavu, dar repede, scurt pe doi, nu te gândi. Ce ai, mă? Dalido, din toate întrebările din lumea asta, tu mă întrebi de Alecu, mă? Vrei să dau un patima lui Alecu, mă, să vorbesc, să nu mă mai opresc ca Alecu? De, băi, acum câteva zile am fost până la Zlobozia cu el să iau Băi, zici că a spart depozitul de băuturi energizante, mă. A tocat într-un am a vorbit. Nu se mai oprea. Că ce-ar face el dacă ar fi primar aici, ar schimba borduri, ar tunde pot. 35 de minute, mă. După aia, apropo, mă, voi știați că cangurul e singurul animal care n-a putut, nu poate și nici nu o să poată vreodată să meargă cu spatele, mă? Ce ai, mă? Băi, apropo, asta e o previziune mai macabră, așa. Auzi că anul ăsta va fi secetă, înțelegi? Dar totuși nu vom atinge 54 de grade ca într-o țară. Ia zi o țară, știi? Ce țară? India. Olanda? Libia, mă. Știe Alecu. Și după aia, bang, am dat într-o groapă, bă, și a tăcut. Zic, bă, ce are că prost nu e? Adică, cred că nu știe istoria asfaltului. Sau nu știe istoria atragerii fondurilor europene pentru reparat asfaltul. Înseamnă că eu pe ăsta trebuia să-l întreb cum se face de un cățel are 1 kg și 400 de grame. Sigur! Ce ai, mă, sigur, Alecu le știe pe toate. Bă, eu când am văzut că a tăcut, zic, acum mă bag. Mă bag acum că e singurul meu moment când pot să vorbesc, altfel nu mai am loc de el. Și zic, băi, Alecule, auzi, mă, eu acum câteva zile am fost la pescuit, mă, la Știucă, cu un prieten de-al meu. Și a zis, de-ai mei. Zic, ce, mă? De-ai mei. Ce de-ai mei, mă? Că auzi, mă, că se zice de-ai mei, nu de-al meu. Păi dacă e prieten de-al meu, că e unul singur, prostul... Adică, da, așa, nici nu mă mai gândesc, mă, că a ținut-o așa de... S-a băgat și pe gramatică, a? Ce, mă, da, el se crede că e numărul 1. Dar am obosit mai când mă gândesc la el, așa. Ce să mai... Da, Dalido. Eu, acum, scuze că te-am inoportunat, vorba lui domnul Alecu, și vorba mea, hai că vorbim mai târziu. Da, inoportunează-mă mai târziu. Bine, să rămână. Panicule, pa. Al dracu, Alecu. Na, ce zici, Dalido, a? Nu știu ce să zic, mă, că parcă tot îmi place de băiatul ăsta. Păi, mă, da, atunci dacă îți place, tu te dragă, ia-l de bărbat, fă-i 3 copii și aia e. Da, mă, da, acum când mă gândesc, parcă l-aud așa în urechi, cum zice... Voiam, Dalido, nu vroiam. Pe care l-ai văzut? Mi-ar plăcea să mergem la film, nu mi-ar place să mergem la film. Băi, fetelor, mă ia cu palpitații, mă, aveți dreptate. Ce mă fac? Am întâlnire cu el la oaie acum. Păi, bă, respiră, expiră, liniștește-te, du-te, te vezi cu el și te lămurești. Bă, de fapt, voi exagerați toată povestea asta. Bă, ăsta este un bărbat deștept, frumos, știe multe... Și asta e, te mai corectează uneori când greșești. Bine, mă, atunci. Gata, am plecat. Succes! Curaj, Dalido. Da, da, și curaj. Pa, Dali. Aspi, m-am răzgândit. Îmi pui și mie un pic de cafea, că acum parcă am poftă. Acum? Acum, da. Nu, mă duc să mă culc. Hai, acasă cu tine. Bună, băieți. Bună, Dalida. Să rog, mânușițele și picioruțele, doamna Dalida. V-a trimis aici de la primărie în interes de serviciu ca să faceți un examen organolactic la bere, pentru că știți ce se întâmplă. Eu stau cu prietenul Firicel, ca proști, și încă n-am reușit să ne dăm seama ce gustare. Poate mai faceți dumneavoastră cinste cu un rând? Nu este niciun interes de serviciu, Celentano. Am venit aici fiindcă am întâlnire cu Alecu, lui tante. Băi, nu mai spune mea Alecu ăsta. Mi s-a întorce dracu berea înapoi. Băi, ce-ai văzut tu la antipaticul ăsta? Răspunde, altul nu găseai întors-o? Chiar așa. Bă, dar, bă, ce v-a mai făcut? Ce aveți cu băiatul ăsta? Bă, mie nu mi-a făcut nimic, bă, Dalida, dar pe ăsta l-a terminat pe viață, i-a dat-o direct la temelie, unde doare cel mai tare i-a dat-o ăstea. Adică unde? Nu, stop, Firicel, spune-mi, ce rost are să stricăm această după-amiază superbă, însoțită de o bere rece, cu această discuție? Ce rost are? A, bă, dar lasă-mă, mă, să zic ce are, că e prea bună, mă. Deci, Dalido, tu știi că pe Celentano poți să-l faci în toate felurile, că nu se supărăști, bețivanule, bețivule, nenorocitule, vai de capul tău, amărâtule, săracule, oricum prost să nu-l faci, că bine, el nici nu prea e așa prost. Ce, mă, te superi tu când te faci cel mai bețiv? Vulturul se supără că zboară deasupra munților. Ai văzut? Nu se supără, doar îmi pași pe el dacă zicem la beții. Bă, dar să nu laci la meserie. Și Alecu ăsta tău, exact acolo i-a dat-o de doare. La meserie i-a dat-o, l-a terminat. Deci numai de el vorbește, mă, de el încoace, mă. Păi ce a făcut, mă? L-a corectat. I-a ținut o lecție de viață. Ce i-a zis? Asta a făcut, exact ce ai zis tu. L-a corectat cu lecții de viață, i-a făcut-o. Fii atent aici. Ieri multă gălăgie, lume multă, mult bețive aici. Bă, și ce pe să vorbească despre istorie, despre asta și zice la un moment dat ăsta, Pantele mănâncă curs, să zică, băi, eu știu cine a inventat cimentul, mă, zice. Ia zi, mă, cine a inventat cimentul ăsta la altuțică? Și zice, cum, mă, nu știu cine a inventat cimentul? Chinezul a inventat, mă, cimentul ăsta, a început să râdă, să le ia și, bă, du-te de aici, prostule, corigentule, i-a zis că cimentul e inventat de englezi, bă. Păi dacă nici eu nu sunt cel mai tare pe ciment, cel mai tare profesor pe ciment și istoric, haide, mă, nu mai e nimeni, mă. Bă, și se bagă Alecu ăsta atunci, zice, bă, dar prost sunteți bețivii, dracu, zice el, că, bă, cimentul e inventat de romani, bă, Dalido, tu știai? Romanii l-au inventat, că l-au făcut ei cu cenușă vulcanică de la Vezuviu, vulcanul nu știu care, deci, uite-te la el că l-a terminat pe viață când i-a zis-o, păi cum, mă, să-l contrazici pe el despre ciment? Firicel, tu cam exagerezi și exagerările astea doare. Deci, Dalido, ca concluzie, că mai te întâlnești cu Alecul ăsta, să-i spui să mai să umfle în pene, că s-ar putea ca să spargă. Da, deci e clar. Băieți, am rugăminte la voi. Eu nu mai vreau să stau și nici nu mai pot. Când vine Alecu, vă rog să-i transmiteți că l-aștept acasă. Am auzit că asta face cu toată lumea și eu nu am avut cum să observ până acum, fiindcă am fost orbită de îndrăgosteală. La revedere! Vezi pe unde mergi? Auzi? Ia zi, mă, cine a inventat berea? Când a inventat? Deci berea s-a inventat... Hai, lasă că vine Alecu să-l întrebăm pe el. Bună, prințesa mea! Îmi dai și mie o cafea? Îți dau, dar ce radioasă e prietena mea. Ce s-a întâmplat, dragă? Păi stai să zic. Iar cât l-așteptam la oaie pe Alecu, m-am întâlnit cu Firicel și cu Celentano, care au început să-mi povestească despre asta. Ce ți-au zis? Așa își pleacă. Că l-a muștruluit pe Celentano, că i-a făcut istoria cimentului, că l-a umilit față de alții. În fine, eu n-am mai putut să-l aștept și am plecat acasă. Păi și când a venit la mine... frumos, cu flori, delicat, politicos, așa cum este el, păi eram gata să-i mai ofer o șansă. Bă, și cum deschidea gura, cum îl auzeam? Dalido, treci la tablă! Dalido, unde-ți sunt temele? De ce nu ai învățat nimic? Stai jos, doi! Dar nici nu ești sănătoasă. Păi n-am mai putut, mă! Și am zis, Alecu, alo, stop! Băiete, du-te la Vrei să fii miliardar dacă le știi pe toate și lasă-ne în pace, tată! I-am mulțumit frumos pentru flori și l-am poftit afară. Bă, spre că știi cum mă simt? Zici că mi s-a luat o piatră de pe suflet, că am scăpat de enciclopedia aia ambulantă. Foarte bine, dă-l încolo, bă! Și așa n-avea niciun ban în buzunar. Cred că a venit cu 3 euro din Spania. Nu te merita asta pe tine, vezi de treabă. Azi, Dali, vezi ce scrie la ziar? Bună dimineața și ție, Gianino! Te pup! Bă, voi ați văzut ce a făcut Alecu? Ce m-a corectat un polițist pe stradă și acum face pușcărie? Ce bună e asta! Nu! A câștigat premiul cel mare la Vrei să fii milionar! Da, uite că scrie aici! Alecu Vătav, o apariție incendiară. Posesorul unor vaste cunoștințe de cultură generală a demonstrat că expresia "n-am noroc în dragoste, dar am noroc la bani" este cât se poate de adevărată. Întrebat dacă se va mai întoarce la Dalida, femeia care l-a rănit în amor a spus așa: "Nu, eu vreau să fiu milionar!" Urât face. Pichi. Ce Pichi, mă? Așa-l chema. Pe cine? Pe fețelul de 1 kg și 400 de grame. Hai, pa! Ce faci, te buci?